Continuăm acum cu un nou episod din aventura Anei Maria Prodan la Milano. Astăzi vedem cum a căutat ea apartament pentru fiica Rebecca și ce tip de locuință a găsit. Vă spun, totul e cu lux. Așadar, căutările acestea imobiliare s-au încheiat. Ce credeți? Asta a fost doar așa la început, pentru că apoi a urmat o ședință de shopping. Una care a fost senzațională. Eu zic să priviți imaginile și mai vorbim după aceea. Am venit la Milano, în primul rând să-i cauți apartamentul Rebeccai pentru că se mută aici. Da, și trebuie să găsim, în astea două zile, trebuie să găsim apartament, să-mi las copilul safe, să fie ok. De ce s-a hotărât să se mute din America la Milano? Păi nu știu, asta ar trebui să o întreb pe ea. Pentru că probabil vrea să vadă și să învețe, să vadă fiecare cultură. Că zic eu că în meserie asta o ajută cel mai mult, mai ales dacă vrea să se axeze pe design interior, îți dai seama că trebuie să știi Milano, Paris, nu? Abu Dhabi, dacă se poate, și America. Ce facultate ai ales? Ea a fost la Parsons University, a studiat acolo un an, acum a venit la Marangoni și vedem exact. Ea așa alege drumul în viață, eu doar... Sunt acolo să nu cumva să o ia pe o parte și pe alta. Lucru care nu o să se întâmple niciodată. Am ajuns, suntem în centru. Nu chiar în centru, undeva lângă blocul lui Chivu. Da. Da, știi că așa știe toată lumea, acolo stă Chivu. Da. Da. Păi hai să mâncăm, zic ceva, nu? Că e foarte devreme. Cât e ceasul? Ia... Aici este 10 fără un sfert dimineața. De vreme. Păi dacă am plecat cu noaptea în cap. Da, hai să mâncăm, că la 11 sau 11 jumate. Rebecca, la ce oră e întâlnirea? 11 sau 11 jumate? La 11 avem întâlnire, să vadă apartamentele. Mâncăm? Mâncăm. Hai. Da, hai. Hai, Georgica, că ai condus și poate ți-e și ție foame, zic. Gata, ești pregătită pentru prima vizionare? Gata, hai. Nu pot să vă iau cu mine, că face fimea din alea. Domne, n-au voie, proprietarii nu ne lasă să mergem. Eu filmez cu telefonul, vă dau eu. Că eu sunt din România. Mă întorc repede. Ai făcut poze, mama? Cum a fost? Foarte frumos. Vrea să vadă încă unul nemobilat. Vrea să-și imobileze ea. E mai aproape de facultate. Hai să-l vedem și peste, undeva la 5 minute de facultate. Te bagă la cheltuieli serios? Păi este cam la fel ca în New York. Adică, sincer, mă așteptam să fie puțin mai ieftin, dar nu, e... Nu știu, cred că undeva la 6.000 și ceva pe lună. E ca România, până la urmă, că și în România, dacă ți-e undeva în centru, super apartament, nu? Și sunt 130 de metri pătrați. Deci foarte frumos. Hai să-l vedem și pe ăsta. Hai. Mă duc să o văd pe a doua și vin repede, da? Ce îmi place cum arată așa pe jos. Asta vreau să zic. Cum am fost ăsta al doilea? Ăsta al doilea... Două camere cu două băi și ăsta frumos, dar n-are loc de parcare și n-ai pe străduțele astea unde să parchezi nicăieri. Și genul clasic, așa, adică aici mi-ar fi plăcut mie să stau, nu cred că este genul ei. Cred că ăla acolo ai toate restaurantele, sală de fitness, ce mai avea mama ăla?
Absolut totul era inclus. Recepția 24 din 24, sală de conferințe, adică ăla este nou-nouț și ai tot ce-ți dorești acolo. Eu așa sunt, eu n-am răbdare să stau să colim. Mie dacă îmi place unul, eu pe ăla vreau să-l iau. Îi trebuie un apartament frumos, cum a fost ăsta primul, să vadă dom pe geam și... Na, cred. Da, oricum o să... Deci ai zis că ne trimite mail cu toate actele? Am zis trimite tot. Ok, perfect. Faci naveta București-Milano, Ana. Asta o să o fac, că e foarte aproape, nu e problemă. Le putem să mai vin. A, să-ți iei mobilă, ce vrei tu, da. Bine, nu, că mobilă ai, trebuie mobila. Să-ți iei doar... Adică dacă vrea să schimbe covorul... Covorul? Ce are ea? Covorul vrea să-ți schimbe. Știi că la Rebecca, dacă cineva stă cu fundul pe patul ei, nu mai poate până nu spală perfect? Și să mai stă? Rebecca? Deci Rebe, nu, nu există. Vreau să-mi iau un toapă din ăla de match, să pun peste saltea. A, da, da, da. De ce? Că a dormit cineva pe saltea aia, nu? Ia să o cumpăream pe acest termin. A, e nou? Da. A, perfect. A, perfect. Nu, la fii mea e o mare problemă. Deci în camera ei nu poate să intre nimeni, pe patul ei nu poate să doarmă nimeni, să nu vorbim de perne, să nu vorbim de halatul de baie, că dacă le atingi cineva, nu le mai pune niciodată pe ea. Deci nu, asta este boală. E costisitoare viața la Milano? Nu știu, cred că e normală. Mi se pare foarte scump să închiriezi și foarte greu ca cetățean străin să închiriezi o casă. Mi se pare așa o nebunie, o birocrație și eu n-am răbdare. Are ea răbdare și pentru mine. Ce și mie care mi-e frică de păsări. Ai mai făcut un pic de shopping și azi, nu? Da, am fugit de voi, că nu vrea fii mea să vadă ce cumpărăm. A zis, domne, lumea nu trebuie să știe ce ne cumpărăm noi. Zic, ok, și am fugit de voi. Mi-am luat de toate, le-am luat și încălțăminte și tot ce și-au dorit. Bebiță, deci am găsit niște chestii de leșin, deci abia aștept să ajung acasă să-l îmbrac. Mergem la hotel? Da, trebuie să mergem la hotel să strângem, nu că plecăm azi. Mai avem un pic. Mă duc să cumpăr un geamantan. Repede să le pun pe asta și nu am dreptul la un geamantan. Hai, ai găsit geamantan? Am găsit și geamantan, dar uite, vreau să iau lui Bebe niște rame de ochelari, că le rupe. Să iau, uite, așa. El poartă ochelari? Da. Nu sunt full? Astea așa, roșii? Ba da. Nu, mai că iau una așa și una albastră, nu? Da. Ia să vedeți. Sau să iau portocalii? Sunt cool ăștia portocalii? Nu știu ce astea portocalii. Sunt da. De băiat? Sunt ok, nu? Merg, da. Așa, eu două. Vezi altele mai frumoase? $39 and $80. 50 plus? Ah, these are, these you want? Yes. Okay, sorry, I don't understand. Okay. Convenience, brother. Hai să auzi. Ai tu? Ai venit fără bagaj și pleci cu bagaj. Da, mereu se întâmplă. Deci am umplut geamantanele prietenilor mele și că le-au venit doar cu un schimb și ne mai trebuie unul, știam. Am stat așa în cumpănă să-mi iau de acasă geamantan, dar nu-mi place să stau la bagaje, știi? Și atunci de-aia am colecția asta de geamantane, că iau toate geamantanele pe unde mă duc. Hai să mergem să strângem bagajul. Eu zic să las cablul la suprafață. Pentru? Păi s-a de mai încarci telefonul în mașină. Ai dreptate. Dar nu cred că o să ne încapă florii degeaba, deci o nici așa. Ce cred? Păi în partea cealaltă nu mai rup? Aici. Da. E goal. Așa. Aia ți-ai luat-o aseară? Aseară. Aia mi-ai dat o tură. Am fost fără voi. Și asta așa la crede. Aici. Mama, poți să-ți scot asta de aici? Nu. Dar ce faci cu asta? Le fac eu. Asta le urmă în legătă? Stai, stai, stai să-i pun pe ăștia frumos.
Deci eu mor dacă îmi stric hainele, mă enervează cumplit. Așa lui Bebe. Ai văzut ce am la lui Bebe? Nu. Stai. De ziua lui. 12. Ce, mama? 12. Și ce să facem? Doar nu să mă dea afară. Ce tăr sunt. Nu? Și i-am luat și la fel cu coroană și tricou. Stai, nu, că mai am din ăla, mama, nu le scoate pe astea. Lasă-le pe astea. Uite, și am luat și tricoul la fel. Ce mișto e. Da, și am luat și short, frumos, și chiloți. De, uite ce frumos. Și papuci unde sunt? Aici. Și am luat și papuci. Ce crezi? Yeah. Mai avem ceva? Nu, și dacă mai luăm ceva, pui la tine în sac. Ba da, mai adică și. Îi ții pe ea în picioare? Ăștia sunt ai mei, să știi. Nu sunt ai ei. Și ăștia îi pui pe tine sau mergi așa în avion? Îi pui? A, azi noaptea a dormit îmbrăcat. Să nu atingă patul, că n-am avut ce așa cu ei. V-am zis că la noi e bună grea. Așa, gata, nu? Da. Ai văzut că nu mă ajungeau dacă luam doar ăsta mic, dacă n-aveam și rucsac și... Ce să-i zic? Imediat, zic că imediat facem, filmăm aici, cum schimb bagajele. Deci nu pot. Gata. Gata? Hai să mergem. Mai avem până plecăm la aeroport, hai să iau ceva lui Luca. Mergem. Da? Da. Bine, hai. Suntem pregătiți. Dragilor, am uitat, mai am un cadou pentru Luca. Trebuie să mă duc să iau ceva. Ce frumos miroase. Ce, cremă? Da. Da, da, da. Ok, madam. Mai ce zis-o? 95. 5. Cât ai dat cu tare, nu? Da, la fel. Mai mișto? Care să mi-o las? Asta sau asta, uiu, Mary Bee? Ia. Iar la un bebe pe tricou. Da, da, asta e a mea. Mă rog, numai pentru ei crezi că iau? Only those? Nu mai putem. Auzi, dacă atâtea cumpărături, ne-am săturat, nu mai putem. Auzi, dacă nu știi ceva? Nu, dar e ok, ține, că nu cred că ți-e ies. Am luat și mi-am zis că e cel mai bun. Da?